Bueno, se aprieta Nash. Yo soy Mishu. Și bine v-am găsit la un nou vlog. Ce vreau să vă zic este că n-am mai postat de o zi și lucrurile astea nu sunt bune pentru că eu nu fac decât 55 de vizualizări. Bine, da, nu mă mulțumesc cu asta, ce pot să zic, la 3462 de abonați, aproape 4000. Pentru că n-ai cum să te mulțumești cu fucking cât 3000, oh my god, 55 de vizualizări, tot nu pot să cred. Deci tot nu pot să cred. Cum să-mi faceți, mă, voi mie așa ceva? Cum să-mi faceți așa ceva? Bă, băga mea, piciorul în gurița mea. Nu pot să-mi dau seama. Cum ați putut să-mi faceți așa ceva? Eu am crezut că sunteți subscriberi adevărați și puternici, dar sunteți subscriberi mai răi decât credeam eu că puteți fi. M-ați dezamăgit. Nu mai, gata. Nu mai vorbesc despre chestia asta că m-ați dezamăgit destul. Așa că eu o să mai fac vloguri. Da, mai facem vloguri când avem ce să facem. O să revin cu vloguri pentru că săptămâna asta mi-a curs sânge din nas destul de des, cred că minim de 3 ori. Adică într-o zi, în 3 zile. Și nu m-am simțit bine. Azi la școală era să leșin și nu e bine. Nu mă simt prea bine, nu știu ce am. Sunt răcit, dar nu, foarte răcit, nu știu cum să zic. Și mi-a curs mult sânge și m-am panicat pentru că mie mi-este frică dacă văd sânge. Deci eu imediat cum am văzut sânge, cum gata, fac pipi în pantaloni. Așa că m-am gândit, eram la școală lângă, în bancă, stăteam pe calculator și deodată îmi curge sânge, mi-am pus hârtie în nas, m-am speriat, am făcut puțin pipi în pantalon, nu mult. Și după ce am făcut pipi, am gândit, băi, eu nu trebuie să fac pipi în pantalon, că sunt la școală și dacă mă vede, dacă mă văd colegii, după aia râd de mine și nu-i bine. Eu nu vreau să râd de colegii de mine că fac pipi în pantalon, dar eu chiar fac pipi în pantalon când mă sperie și văd mult sânge. Și mie mi-a curs mult sânge, deci gen o hârtie de asta s-a umplut cam până aici de sânge și na, m-am speriat foarte tare. După aia am început să nu mai aud nimic aproape. Și auzeam cu țuit și după aia auzeam, după aia începeam încet încet să se facă încet 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 negru și să nu mai văd nimic. Și m-am speriat tare. Dar na, dacă vreți să mă ajutați să mă simt mai bine, dați și voi un like acolo, să strângem 40 de like-uri. Pentru că la ultimul videoclip am strâns 12 like-uri și foarte mult, deci îmi vine să mă... E foarte mult. Deci, hai să strângem și noi 40 de like-uri pentru următorul videoclip, adică următorul vlog. Chiar am un vlog mișto care vreau să-l postez, dar dacă nu strângem 40 de like-uri la videoclipul ăsta, îmi bag piciorul și nu pun nimica. Deci, 40 de like-uri pentru următorul videoclip, altfel nu pun nimic. Pentru că m-am simțit destul de rău și totuși l-am filmat. Da, na. Dacă nu strângem 40 de like-uri, pare rău, nu pun. Adică la 3462 de abonați nu fucking strângi 30 de like-uri. Și abia 55 de vizualizări, foi. Deci da, 40 de like-uri și pun următorul vlog, super vlog. Dacă nu pun. Și asta e. Baftă lume. Peace out, motherfuckers.